Mulțumesc. Și eu v-am promis că vă aduc discursul. Așa. V-am promis și mă țin de cuvânt. Nu vreau să declar mai multe. Dacă vreți să mă întrebați după aceea, cu mare plăcere. Este un discurs pur și simplu făcut de mine într-o săptămână, de mine, cu băiatul meu, care și cu familia mea, o familie senzațională, și pe această cale țin să le mulțumesc lor și jucătorilor. Pot să încep? Cred că e ceva inedit, dar ar trebui să fiți atenți. Eu unul m-am săturat să se vorbească doar de ei, să existe doar ei, să mănânce doar ei, să profite doar ei, chiar și atunci când nu merită. Acum vor banii din Champions League, dar după un sezon pe care l-au pierdut, pe care noi l-am câștigat, detașat, voi, adică jucătorii. Vorbesc de 3 titluri la rând. Acum mai avem 90 și ceva de minute să facem istorie. Știți de ce? Ei au câștigat campionate la rând în ultimii ani. Voi puteți câștiga azi 2 campionate în câteva luni. Hai să le stingem lumina în seara asta. Să fie liniște în vestiarul lor. Să se audă doar melodiile puse de Nico și bucuria noastră. Să-l sunăm pe Budi, să-i cântăm cine e pe primul loc. Să-i oferim o bucurie istorică omului care nu poate fi lângă noi. Să se bucure și cei care încă tac, dar care vor urla pentru noi dacă azi iese bine. Hai să schimbăm ordinea în fotbalul ăsta. Hai să ieșim măcar pentru o zi din colțurile de pagină cu care ne tratează toți. Să înceapă știrile cu voi. Pentru asta mai avem doar un meci. Ăsta din seara asta. Dacă urlăm de fericire în seara asta, nu mai contează mâine. Și nici vocile lor. Hai să mergem în Champions League. Noi, ăștia, ne băgați în seamă, dar cei mai buni. Am fost cei mai buni. Suntem cei mai buni. Mai vor o confirmare? Hai să le dăm în seara asta. Eu și Mudică nu vreau să ies în seara asta de pe teren cu bucuria lor în fața ochilor. Vreau să urlu cu fiecare dintre voi în brațe, ceea ce am și făcut, apoi cu toți la un loc, să plâng de bucurie și să-i văd triști pe ei. Nu merită să fie veseli după tot ce am făcut în campionatul ăsta. Știm toți, voi o știți cel mai bine. Hai să o terminăm în seara asta, să arate altfel dimineața de mâine, să fie duminica Astrei. Totul se joacă azi. Iese bine azi, nu mai pot să facă nimic. Ei pierd, noi câștigăm. Învigătorii iau tot. Și nu vreau să pierdem ce e al nostru, al vostru. Hai să ne luăm definitiv ce ne aparține de 26 de meciuri, locul întâi. Hai să nu râdă ei pentru ce am câștigat noi. Hai să le luăm ceea ce tot noi le-am dat anul trecut. Și vă aduceți bine aminte. Hai să ne luăm și lor ce le-am luat celor de la SEA Târgu Mureș. Să plângă ăia care nu meritau să se bucure anul trecut. Dacă aveți nevoie de un editorialist la vreun asta, mă pregătesc. Cu vorbe simple, un om simplu, un om care a spus lucrurilor pe nume și asta am simțit. Țin să-mi felicit jucătorii, este victoria lor, vreau să trec în planul secund, nu vreau să fiu, să dau acum să vedeți că sunt cel mai modest sau ceva de lucru de genul ăsta, dar eu săptămâna asta am fost foarte liniștit, am dat dovada unui om plin de modestie, n-am spus că echipa mea este cea mai bună, nu vreau să-l atac pe Regenkampf, îl felicit pentru ceea ce a făcut după Rădoi, dar astăzi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astra a meritat victoria. Astra a practicat un fotbal frumos, Astra a fost echipa care nu i-a fost frică și în asta la adăpostul celor 3 puncte. Din primul și până în ultimul minut am făcut un pressing ucigător, le-am pus probleme, nu cred că se așteptau, ei credeau că sunt prea respectați în momentul de față. Iată că cei mai amărâți, cei mai slabi, cum eram numiți, cei care nu ne comparăm cu ei la nimic, la istorie, la tot, astăzi am făcut istorie. Le mulțumesc jucătorilor mei, sunt mândru de ei și astăzi cred că a răsărit în fotbalul românesc o nouă echipă, o echipă care merită mult mai mult respect din partea tuturor. Mulțumesc televiziunilor, mulțumesc tuturor celor care ne ajută din punct de vedere financiar și în primul rând televiziunile, fiindcă altfel n-am fi rezistat să ajungem acum unde suntem. Încă n-am realizat nimic, mai sunt 3 meciuri în care trebuie să facem 4 puncte, sper să le facem,
jocul ne dă dreptul de a spera și, în schimb, astă seara, matematic, am ajuns în Champions League. Champions League, o premieră pentru fotbalul giurgiuvean, o premieră pentru clubul Astra, istorie, și sunt mândru că am participat la această campanie și în acest an. Îmi cer mii de scuze încă o dată pentru tot ceea ce am făcut prost în fotbalul românesc. Îmi cer scuze, fiindcă Șumudică are și defecte și nu pot fi un om perfect. Îmi cer scuze pentru episodul pariurilor, dar unde încă o dată spun că nu am avut niciun folos. Practic era un hobby care în anumite momente, în decursul unui an de zile, am jucat 16 evenimente, dar niciun folos. Și îmi cer mii de scuze, dar cred că fotbalul fără Șumudică, cu tot respectul, și vă știți că sunt un om modest, era mai sărac. Cu toate că, iubile câteodată, sarcarul. Îmi cer mii de scuze încă o dată și cred că astăzi plecați satisfăcuți de la acest joc care a apărut o echipă frumoasă în fotbalul românesc. A început lumea să strige campionii în tribune. E mult spus. Mai avem 3 meciuri grele. Jucăm la Târgu Mureș, jucăm la acasă cu Dinamo și jucăm la Pandurii. Dar și ei mai au 3 meciuri grele. Vom vedea ce se întâmplă până la sfârșit. Oricum, cu această victorie, cred că avem prima șansă. Și dacă la început am spus, fără niciun fel de ironie, că ei sunt principalii candidați și că noi avem 10-20% șanse, de data asta cred că ei mai au vreo 20% șanse în a lua titlul. Dar așa e în fotbal. Mingea e rotundă și cred că de data asta, fără să atac pe nimeni, și-a dat seama toți oamenii care înconjoară acest fenomen, ceea ce înseamnă Alibec în fotbalul românesc. Eu am rămas profund marcat când la sfârșitul meciului plângea în lacrimi și a vrut să demonstreze că este, cred că, cel mai bun atacant care îl are echipa României în momentul de față. Și ar fi o nedreptate să nu facă parte din echipa națională care va merge în Franța. Am văzut faze în care pur și simplu cărea câte 3 în spate. De mult fotbalul românesc n-a mai avut un astfel de atacant, gen puternic. Cum a fost bucuria în vestiar? O bucurie, să zic așa, măsurată. Jucătorii mai cu experiență făceau semn să ne oprim, fiindcă, v-am spus, n-am luat campionatul, dar avem șansa mare. În schimb, ne-am calificat în Champions League. Este un lucru extraordinar. Am pus iară o cărămidă la buget, datorită vouă. Datorită vouă și datorită jucătorilor că vom termina cel puțin pe locul 2. Și înseamnă mult din banii de televiziune pentru un club în care patronul, știți foarte bine, e privat de libertate. Mă bucur că i-am făcut această bucurie și dânsului. Cred că ar fi normal că la meciul în care vom fi campioni să-i se dea măcar o permisie să fie alături de noi, fiindcă este și munca dânsului de atâta timp. Îi dedic această victorie lui, familiei, copilului și, nu în ultimul rând, familiei mele și suporterilor giurgiuveni, care astăzi, chiar la un moment dat, au fost împărțiți. Așa, unii, nu știu de unde erau, unii ne înjurau, dar unii ne-au aplaudat și în anumite momente au acaparat, să zic așa, fondul sonor și au fost mai puternici decât ceilalți. Mulțumesc! Nu, e diferență mare. Îmi place Klopp, mi-aș dori să merg să văd o săptămână de pregătire. Am vorbit cu Nea Mircea Lucescu ieri și l-am rugat să ajung la Simeone. Și Mircea Lucescu mi-a zis, de fapt, cred că sunt cam al doilea sau al treilea băiat după Dănuț Lupu, pe acolo sunt și eu trecut pe buletin. M-a format ca om, m-a format ca fotbalist și nu ascund că de foarte multe ori vorbesc cu dânsul. Și mi-a zis, ce să cauți tu la Simeone? Simeone, ok, are caracterul tău, dar tu ești un antrenor care nu te aperi, îți place să joci, îți place să faci pressing sus. Atletico se apără. Trebuie să găsim altă variantă. Și îți promit că îți voi vorbi cu cineva să te duci 10 zile, fiindcă toată lumea cred că trebuie să învețe în cariera asta. Niciodată nu ești atât de bine pregătit. Și îmi doresc ca, probabil când voi fi suspendat, să profit de acele luni de suspendare și să mă duc să văd câteva antrenamente la diferiți antrenori. Își dorește mai și un medic să joace. Îmi doresc din suflet. Am jucat cu Vasluiu și cred că am făcut o propagandă bună și atunci.
Am fost la un pas să câștigăm la Fenerbahce, am fost egalați în minutul 91 pe, cum să zic, Giuseppe Meazza, dacă am jucat cu Inter, nu? Sau San Siro pentru Milan. Pe Giuseppe Meazza am condus cu 2-1 și am fost aproape, am ratat până cele bani o ocazie să facem 3-1 să ne calificăm. Deci am făcut, cred că, un parcurs destul de bun. Am scos West Ham în Europa League. Cred că din punctul ăsta de vedere acest club, cel puțin acum cu mine, a avut un parcurs bun. Ar fi păcat să mi se ia această muncă. Să fiu suspendat pe plan intern, să fiu, dar nu cred că, fiindcă pe mine nu m-a suspendat nici FIFA, nici UEFA, pur și simplu tot a fost pe plan intern și cred că aș merita pentru munca asta de un an de zile care am făcut-o aici, măcar în competițiile europene să iau loc pe bancă alături de acești minunați jucători. Asta a fost la nivelul sperecii din punct de vedere tic și astea a fost dubii privind asta. Vreau să spun ceva. Folosiți cu încredere anticărcel. Serios vorbesc. Este un medicament care îl luăm. Sper din acest punct de vedere să crească și să-mi dea și mie acolo un comision, cei de la fabrica care o produc sau cei care produc, și sper ca la sfârșitul campionatului să spun cu ajutorul anticărcelului am ieșit campioni. Anticărcel, medicamentul campionilor. Sper să spun lucrul ăsta. Sunt rivalii mei de moarte. Sunt rivalii mei, nu pot să... Asta e, așa sunt crescut. Sunt crescut rapidist, de la 5 ani, de pe Republicii. Îmi plăcea să aud samba, să stau lângă Giamgiu, lângă Butelie, să cânt. Ăsta am fost. Și așa voi trăi, și așa voi muri, probabil. Dumnezeu, nu știu, să mă ducă cât mai mult în viață, că n-am ce să... Le-am făcut pe toate în viața asta. Dar fotbalul mi-a dat tot și fără fotbal nu pot să trăiesc. Ok, vă mulțumesc. Sursul pe care l-ai văzut acum, se înțelege că negi informațiile conform că ai plecat în fotbalul arab la finalul acestui sezon. Nici nu s-a pus problema. Eu sunt suspendat. Nici nu știu, cred că se aplică și afară. Au fost niște idioțenii, să spun așa, ce au apărut astăzi într-un ziar sau pe un site, că eu am contactat un jucător de la Steaua, n-am numărul niciunui jucător, nici al lui Enachi, eu n-am numărul de telefon, nici să contactez... Poftim? Nu, știu, dar a fost așa înainte de meci ăsta, a vrut să se facă o vâlvă, m-am sunat pe săpunarul imediat să-i spun, eu cu săpunarul nu m-am văzut de 6 luni, fiindcă el a fost suspendat când am jucat aici, eu mie mi-a fost rău, am avut probleme cu inima, dacă faceți aminte, și nu m-am dus la turnul Severin când a fost meciul, nici eu nu m-am văzut cu săpunarul de 6 luni de zile. Sunt niște aberații, niște lucruri, m-am întâlnit întâmplător cu Nistor, eram cu echipa în mall și el, ați văzut, că a plâns până toate ziarele, spunea că nu mai vrea să mai stea, abia aștept să termin, să fim liberi, și i-am zis, bă, dacă există varianta să rămân la asta, poate în vară discutăm. Atâta tot, dar doar lui Nistor, mai ales că îmi permite regulamentul atâta timp cât jucătorii sunt în ultimele 6 luni de contract. Dar eu n-am sunat, n-am făcut lucruri de genul ăsta și niciodată nu o să am nevoie de ajutorul nimănui pentru a câștiga ceva sau nu. Nu, că mi-e frică. Vreau să dorm liniștit cu capul pe pernă și nu. Ce fac, fac pe teren. O fac bine? Ok. Nu o fac bine? Ați vrea să mă criticați. Astăzi este o zi în care mi-a ieșit tot. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aveți puțin, intrați în istorie. Cu ce? Da, oricine își dorește să cucerească un titlu de campion. Dar mai avem, vă spun, mai avem. Avem un meci, ați văzut ce înseamnă ASEA Târgu Mureș. Poate să bată pe oricine. Când vor, poate să întoarcă de la 3-1. Ne așteaptă un meci greu acolo. Noi le-am luat titlul când i-am bătut aici. Vă dați seama ce presiune va fi. Jucăm cu Dinamo acasă. Ați văzut, Dinamo trage să termine cât mai sus. I-am bătut 4-1 la ei. Cred că vor să-și ia revanșa și nu cred în toate prostiile care s-au scris. La un moment dat s-au dat la o parte. Așa au făcut unii afirmații, dar consider că sunt nefondate și n-are rost să vorbim despre acest lucru, să vorbim mai mult de fotbal. Astăzi Astra a fost impecabil. La ultimul derby, suporterii lui Dinamo te-au impus printre prietenii Stelei în acea corelare. Da, că anul trecut i-am ajutat să ia titlul. Am întrebat și eu, că mai am prieteni în galerie, pe la Dinamo, și au făcut lucrul ăsta, fiindcă au spus că anul trecut i-am ajutat să ia titlul bătându-i pe cei de la Târgu Mureș. Nu o să fiu niciodată prietenul celor de la FCSB. Asta
sunt dușmanii mei pe viață. A venit și mutul la meci, intrați... Eu am vorbit cu el de 2 luni, nu am făcut nicio presiune, nu o să fac declarații în săptămâna asta, mai ales că mergem acolo, nu mă ocup cu ceva de genul ăsta. I-am spus că mi-ar face mare plăcere să lucrăm împreună, vom vedea ce se va întâmpla în vară. Până în vară, n-am ce să vă spun. Mulțumim! Bine. Mulțumim! Lăsam sacul aici și post. L-am primit cadou. Era norocos, da? Nu, l-am primit cadou de la mama, după ce a reușit cu Andy Cărcel, să sar pe toată grădina. Sănătate, mai bun. Era un venit la care... Bună seara, bine v-am găsit. O să-i dau cuvântul domnului Laurențiu Recam să vorbească despre joc, după care vă stă la dispoziție pentru întrebări. Vă rog, mister. Despre joc avem multe de spus. Am pierdut un meci cu Astra, o echipă mult mai motivată decât noi în seara aceasta. Noi nu ne-am ridicat la nivelul acestui meci. Am avut o șansă în prima repriză, chiar două, să spunem, prin Alex Chipciu. Nu am reușit să marcăm și în minutul 44 le-am făcut cadou un 11 metri. Greșeli mari pe care le-am făcut, atât în prima repriză cât și în repriza a doua. Nu am încercat să jucăm, nu am încercat să ținem de minge, să combinăm, să jucăm pe calitățile pe care noi le avem. Din păcate, 99% din șanse sunt către Astra, au câștigat titlul. Asta este părerea mea, noi mai avem 1% șanse și trebuie să încercăm să câștigăm măcar locul 2. Despre arbitraj n-am ce să spun. Chiar dacă au fost anumite lucruri, cred că ar fi și păcat să încercăm să găsim anumite scuze. Noi am pierdut meciul, am avut șansa să ajungem pe locul 1 și din păcate am pierdut. Dacă aveți întrebări? Dar poate echipa nu era sigură participarea în play-off. Considerați că în contextul acesta locul 2 ar putea fi considerat mulțumitor pentru Steaua? Și nu mai contează acest lucru. Am avut șansă în seara aceasta să ajungem pe primul loc. Indiferent ce a fost înainte, nu avem nicio scuză. Faptul că am reușit un parcurs foarte bun în play-off până acum, până astăzi, meciuri foarte bune, nu cred că ar trebui să discutăm ceea ce s-a întâmplat înainte. Am avut totul în mâna noastră. Mare și Muchic este mai generos. Eu cred că circul s-a terminat. Acum trebuie să vorbim de lucruri serioase. Nu mă interesează ce a spus și Mulica. Patronul a anunțat că e gata, cam gata cu investiție la Steaua. Ce? Patronul este supărat, așa cum suntem și noi. Și cred că are motive. În momentul când îți joci șansa să câștigi titlul și vezi un asemenea joc, este normal să ai anumite nemulțumiri. Vom vedea ce se va întâmpla, dar haide să așteptăm o zi, două. Este adevărat că v-ați cerut să nu jucați cu Varela? Nu, nu este adevărat absolut nimic. Nu. Crezi că este posibil o calificare în Champions League pe acest culoar cu Varela? Eu cred că este posibil, numai că mai avem meciuri de jucat, trebuie să terminăm pe locul 2, trebuie să ne gândim ce avem de făcut de la anul, trebuie să facem o analiză a acestui meci, pentru că nu a fost ok ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta. Și cred eu că anumiți jucători trebuie să se gândească și trebuie să coboare cu picioarele pe pământ. Nu este normal să existe asemenea fluctuații de la un meci la altul. Nu. Noi suntem împreună. Cu toții suntem dezamăgiți, dar... Urmează un program foarte greu pentru noi. Trebuie să luptăm până la capăt. Mai avem 1% șanse, deci trebuie să sperăm. Mai vedeți că cei de la Astra împiedică, nu se...
În momentul de față pe mine nu mă mai interesează acest lucru, mă interesează ca noi să reușim să ne câștigăm următoarele meciuri. Este foarte greu, vedeți că fiecare echipă care întâlnește Steaua joacă foarte, foarte bine, joacă agresiv, încearcă să închidă toate culoarele, încearcă să joace numai pe contraatac. Astăzi cei de la Astra au făcut-o foarte bine, au avut un atacant care ne-a pus foarte multe probleme și faptul că noi am greșit în două situații și le-am făcut cadou două lovituri de la 11 metri, cred eu că aceste lucruri spune tot. În anumite momente, într-adevăr, cu toate că există o fază în prima repriză unde Denis Alibek face un faul foarte grosolan și deja avea cartonaș galben, dar cred eu că nu mai are rost să vorbesc și chiar nu mă interesează ceea ce s-a întâmplat și nici nu vreau să vin în fața noastră să găsesc anumite scuze. Cred eu că în seara aceasta ei trebuie lăudați pentru agresivitate, pentru faptul că și-au dorit să câștige. Au șase puncte în fața noastră, mai sunt trei meciuri, vom vedea ce se va întâmpla. Crezi că în pauză de iarnă s-au făcut erori importante la seama privința decisivă? Nu cred. Haideți să mai așteptăm. Mai avem meciuri de jucat. Vom face o analiză după ultimul meci. Va fi greu să vă remontați jucătorii după această înfrângere? Va fi greu, normal că va fi greu. Este o înfrângere dureroasă. Cel mai dureros lucru este faptul că nu am jucat mai nimic în seara aceasta. Asta este problema cea mai mare. Aici trebuie să analizăm, să ne punem anumite întrebări. Dar, încă o dată, speranțe mai sunt, mergem mai departe. Crezi că asta este și cea mai bună echipă a acestui campionat? Normal, dacă este pe primul loc și au 6 puncte avans față de locul 2, și cei mai buni. E o problemă majoră pentru Steaua, că joacă fără vârf, practic, chiar și atunci când există un atacant pe teren. Eu cred că nu este o problemă. Ați văzut că în prima repriză au fost două șanse foarte mari. Dacă se marchează, situația este alta. Dar încă o dată, chiar dacă nu marchezi, nu ai cum să ai parte de asemenea greșeli la nivelul la care noi vrem să jucăm. Seară bună! Seară bună!